Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu, ca în fiecare luni seara, la emisiunea Ultima Oră, pentru că noi așa suntem sătul de breaking news, Ion Cristoiu. Ei sunt într-o altă locație, cumva, ca să folosesc. Deci uitați-vă la domnul Cristoiu, că e un om în toată vârsta, mâine poi mine face 75 de ani, mă rog, 73. Nu, mâine poi mine, stai, mâine poi mine. Chiar așa, poi mine. Îi place să se joace cu device-urile. Nici n-am apucat să fac prezentarea, e într-o altă locație. Vedem și noi, chiar dacă nu suntem atât de... Să înțeleagă telespectatorii de ce am... Domnule, reședința mea de vară e la Sinaia, am înțeles. Castelul Peleș e un oraș regal, adică unul dintre cele mai frumoase orașe. Trebuie să recunosc că am citit reportajele dumneavoastră despre Sinaia, un oraș pustiu. Și cel mai mult din tot ce a scris a fost o chestie metafizică, aș putea spune. Am să vă spun imediat dacă sunteți cu minte și aveți răbdare, dacă nu, nu e nicio problemă. Și anume faptul că ați ajuns la Sinaia și de parcă ieri s-a întâmplat totul. Adică ieri v-ați întors la ziua de, dinainte de a începe pandemia. Și că între timp toată perioada asta s-a comprimat și a dispărut. Foarte frumoasă remarca. De fapt, e o parabolă ceea ce a spus, nu? Sau care ar fi... Nu, am avut impresia, deci eu nu am ieșit din casă, în mașină, dacă am mers până la piață, acum am venit până la Sinaia și nu am avut niciun moment impresia că au trecut două luni de carantinare. Adică, mi s-a părut că ieri am coborât din mașină și că a doua zi am plecat. Doi. Nu mi s-a părut foarte important schimbat peisajul, nu? De regulă după dezastre, războaie, ciume, nu știu, vezi clădiri dărâmate în paragină. Nu, n-am văzut cu acest prilej nimic schimbat. Iar în legătură cu oamenii, șoferii s-au întors la perioada de dinainte, adică toți aia șmechile care te depășesc, aia care merg în viteză, aia care... te învață cum să conduci, adică trece pe lângă tine și îți face semn că ești, nu știi să conduci, el știe. Nu mi s-a părut nimic schimbat din punctul acesta de vedere. Dar apropo de asta, știți că făceam noi la începutul pandemiei, ne dădeam cu părerea, domne, lumea de după coronavirus se va schimba. Da, nu se va schimba nimic, domnule. Asta vreau să vă zic. Cum vedeți? Nu se va schimba nimic, nu? Asta e și sentimentul meu. Vă rog să spuneți. N-ai văzut? Domnul Jack, păi dumneavoastră sunteți tot timpul online. Deci de când a început emisiunea, s-a sunat telefonul de 100 de ori. La mine nu, da. Aveam încă un device. Eu la mine am vrut așa. Așa. Și aici am un întreg birou, să știți că de-aia e apartamentul muncitoresc, dar am aici toate, când vin aici, mă așez ca la biroul de la București. Da, nu v-ați întrebat vreodată dacă o să vă suporte la nesfârșit, adică până la 80-90 de ani? Doina, totuși. Doamna Doina, mă rog. Da, sunt un soț comod. Unul, niciodată nu întreb ce mănânc. N-am. Este absolut indiferent. Și în plus, muncesc, nu fac... Nu joc table, nu cânt, nu dansez, deci din punctul acesta de vedere nu deranjez pe nimeni. Am luat și pisica aia pe care tot am reparat-o. E acolo cu dumneavoastră, nu? Da, e din asta guralivă, adică nu poți să dormi toată noaptea. Că, de exemplu, când aduc motanul ăla, e om serios, nu mioarlă. Am înțeles. Da, vreau să vă spun o altă concluzie de care am prezentat-o și în film, e foarte importantă pentru discuția noastră. Deci am ieșit ieri în Sinaia, am filmat, am prezentat și am stat de vorbă cu multă lume. Domnul Maristuc, am impresia că totuși cele două luni au fost un test extraordinar. Nu știu numai dacă așa, dar românii sunt în continuare supuși Măriei Sale. Adică, încă o dată, deci, Sinaia este sinistră. Sinaia este un oraș care trăiește numai din terase, din cafenele. Sinaia, dacă... Mă rog, cei care vin aici stau la hotel și, mă rog, în afară de alpiniști, merg, intră. Tot bulevardul ăla este plin de terase. Acum era pustiu. Și ce mă așteptam, sunt de vorbă cu proprietari de pensiune, cu ăsta, să fie revoltat, să spună, noi când terminăm?
mi s-a părut, cum să zic, era așa cum era în decembrie 89, mai țineți, înainte de 89. Da. Asta e, dacă vor. Și am constatat încă o dată rezultatul criminal al campaniei criminale duse de presă în legătură cu panica și care a transformat frica de boală într-o boală. Deci asta este uluitor. Adică m-am întâlnit cu cetățeni care mă întrebau când vine valul 2. Deci s-a reușit, ascultați-mă, la nivel planetar, cu atât mai mult la noi, s-a reușit testul ca oamenii să renunțe, a trimis și numărul astea, a trimis sondajul IRES. O să vorbim despre el, da. Să renunțe de bunăvoie la toate drepturile. Dar, repet, m-a surprins că eu mă așteptam, sunt oameni care mor de foame. Sinaia este un oraș care trăiește numai din turism. Vă imaginați, de la taximetriști până la... Domnul Cristoiu, aici fac o... turism, nu e economie. Aici fac o scurtă paranteză și vă las să povestiți, pentru că descrierea noastră e apocaliptică, pentru că așa e. E un peisaj sinistru, un oraș mort. Poate că nici frumusețea caselor de acolo nu se mai vede din cauza faptului că e un oraș mort. Ce n-a înțeles Sica Mandolină și exemplul Sinaia e cel mai bun. Din turism poate să trăiască un oraș întreg. Nu numai terasele înseamnă că turiștii vin la Sinaia, dar din urma restaurantelor trăiesc și taximetriștii care duc oamenii acolo și aia de la piață care dau marfă. Adică acest lanț și este... proprietare de magazine. Absolut, și am fost la unica librărie, o știu bine, pe Librar. El a dat drumul numai acum. Adică până la urmă veneau și acolo magazine de suvenire. Până și ăla care conduce trenulețul. Știți că e un trenuleț? Da, știu, da. Da, ăia care vând înghețată. Deci pe Valea Prahovei, până la urmă, toată lumea trăiește din asta. Dar... cu atât mai puternic este la Sinaia, pentru că este un oraș făcut pentru cafenele. Adică, pe o parte și partea, acum erau toate siniste, tot era închis, nimic. Cu atât mai mult că s-a terminat sezonul de schi și nu mai au unde să meargă la schi, toată lumea stă în oraș. Domnule Cristoiu, dar continuați-vă ideea, vă rog. Deci, prin această manipulare, mai mult sau mai puțin importantă, s-a transmis boala... S-a inoculat teama și cumva teama aceasta foarte agresivă. Teama de boală devine boală. Cea mai gravă boală cu care ieșim. E bine zis, da. La o maximă. Uh-huh. Ieșim din epidemie cu frica de boală, asta înțeleg, care este o boală mai gravă decât boala, să știi. Decât frica boala în sine. Sondajul IRES confirmă atât de bine ceea ce spuneați dumneavoastră, de-aia vi l-am și trimis. Și aici arată că au reușit încă o dată. 8 din 10 români spun că a renunțat la drepturile și libertățile lor pentru a rămâne în siguranță într-o situație de criză similară celei generate de virusul SARS-CoV-2. Și asta mi-arată că Orban, Câțu și toți ceilalți, dar și Raed Arafat și ceilalți care s-au ocupat de asta, au știut foarte bine despre cifrele acestui sondaj. Adică noi degeaba veneam aici și vorbeam, haideți la muncă, haideți să ne respecte drepturile, hai să nu mai închidă site-uri, hai să nu mai avem parte de procurori în presă și așa mai departe, pentru că populația a îmbrățișat foarte tare ceea ce s-a întâmplat și toate măsurile luate. Undeva e așa și așa, dacă vreți. Adică, vă rog. Într-adevăr, oamenii pun pe primul plan siguranța. Siguranța, dar încă o dată eu rămân în am susținut de la început, nu am susținut că nu a existat coronavirus, acest virus a existat. A fost mai periculos, să spunem, decât gripa sau decât virusul respiratorie. A fost poate un pic mai periculos în materie de transmitere, da. Dar între prezentarea lui mediatică la nivel planetar și pericol, a fost o uriașă disproporție încât putem vorbi de o psihoză a coronavirus care a făcut pe oameni să renunțe la drepturile omului. Dar să ne lămurim, adică oamenii nu renunțau dacă li se spunea nu ești chiar atât de periculos. Uitați acum, când
oamenii se conving sau convins că nu e chiar atât de periculos. A fost, poate că ar trebui, după ce se termină această pandemie, o mare, o dezbatere mondială în legătură cu cât de ușor renunță oamenii la drepturile omului, drepturile lor, și cât de ușor este la un moment dat să conduci, să pui mâna pe putere în chip autocrat. Totuși, până la urmă, în această perioadă, două, nu numai la noi, peste tot în lume, au fost dictaturi. Hai să ne lămurim, care e democrație? Opoziție nu, opoziție n-a existat, opoziție nici într-o țară, n-a existat. N-au avut curaj, tot din cauza pericolului. Iar în România ne aducem aminte de cazul Chițac, de la instalarea, reinstalarea lui Orban și până acum, opoziția, mă rog, Ciuma Roșie, prietenul meu Ciulacu, a votat cu două mâini tot ceea ce a propus Iohannis. Nu, eu nu aș face, eu am spus în felul următor, peste tot în lume a fost așa. Și în Franța, adică nu, nu spun că e de vină opoziția, le spun că exercițiu, putem vorbi din exercițiu, eu nu spun că din da. Pentru politicieni a fost ăsta, că este foarte ușor să instaurezi dictatură. Este foarte ușor. Foarte ușor, deci, pentru că dictatură n-a însemnat în această perioadă numai faptul că am stat închiși în case. Dictatura a însemnat și faptul că nu ne-am întrebat de ce suntem închiși, că orice încercare de a te întreba venea opinia publică, propriul popor. Pentru că noi discutam aici, voiam să luăm o părere de propriul popor și poporul ne dădea cu o măcică în cap, spunea, vai de mine, păi cum adică, matale predești pentru morți? Și mult mai important, sistemul democratic, domnul Marescu, că n-a funcționat. Opoziție, adică opoziția a fost peste tot intimidată. Presa independentă a fost intimidată. Sigur că în afară de presa mieluită, cum spuneți noastre, nu poți să insiști pe ideea că nu e așa de periculos coronavirusul, că vine neagicel de la sculărie și îți dă unul în cap, zice. Se poate. Deci aici... Mai are și componența muncii, domnul Cristoiu. Știți când spuneați la început și vorbeam despre faptul că, domnule, am înțeles, e periculos, e un virus mai periculos decât gripa sezonieră, că trebuie să stăm carantinați, dar să se meargă și la muncă. Și dumneavoastră v-ați dat seama că am după o săptămână ați venit cu expresia aia că oamenii stau pe cuptor. Da. Dar nu vor să iasă. Păi și asta a fost important. Păi nu vor să iasă unul, pentru că România post-decembristă are o lungă tradiție de țară asistată. Am avut mai aproape majoritatea guvernări PSD, care toate au fost, stau acasă pe cuptor, că dă el statul. Să ne dea, statul să ne dea. A doua mare cauză a acestui absenții acestei spaime, care este în alte locuri ale lumii, că de ce nu se relansează? Adică, de ce cei din Sinaia, care știu că o văd dezastru, nu fac presiuni, că până la urmă poți face presiune, de acord, demonstrații, da, scandaluri, de ce nu fac? Pentru că ei sunt convinși că trebuie să stea pe cuptor, că o să le dea statul. Dar a doua cauză, pe lângă trebuie, este iluzia întreținută în permanentă, din punct de vedere electoral, de către PNL. Deci în momentul în care tu vii acum și nu dramatizezi, chiar dacă îi merge bine, chiar dacă ai stat bine, domnul Marescu, că economicește, ești obligat să dai o undă de îngrijorare, o undă, băi, ce ne facem? Dacă observați, zice că economia a mers mai bine ca niciodată, nu-i așa, taxe s-au strâns, va fi bine. Și atunci românul stă pe cuptor, că zice, bine, mai am o pensiune, dar asta că nu se poate să nu ne dea stat. Da, domnul Cristoiu, dar în sondajul ăsta, iertați-mă să vă țineți ideea, peste jumătate dintre români spun că cred că situația economică a țării se va degrada după ieșirea din starea de urgență. Aproape unul din trei români se așteaptă ca situația financiară proprie să se degradeze după 15 mai. Adică degeaba vine Orban, guvernul și toți liderii liberali spun, doamne, e bine, suntem foarte bine. Totuși românii realizează într-o măsură destul de importantă că lucrurile nu stau deloc așa. Nu, domnul Tucădălici, este întrebarea, credeți că după ce se va degrada, statul vă va ajuta ca să limite? Înțelegeți? Bun, adică da. Faptul că ei știu că va fi rău, nu e ideea dramatică, va fi rău și trebuie să facem ceva.
Va fi rău și ne vor da. Asta este marea problemă, asta este uimitor. Nu mă interesează. Adică normal ar fi să avem demonstrații de protest care să nască din situația că dacă nu dăm drumul cât mai repede, dacă nu dăm drumul, mai ales la consum. Da. Eu am spus, adică mie nu vine să cred. Bun. Domnul Cristoiu, ne întrebăm, da, ne întrebăm împreună legat de asta. Dom'le, aici a fost epicentru, am întrebat de 100 de ori și niciunul dintre noi nu are explicații. De ce România este ultima țară care să redeschide? Care... Da, a dat drumul în Italia. De ce? Care ar fi explicația? Eu cred că ar trebui să... Cred că la nivelul puterii există o oarecare, să nu spun conflict, între cele două palate. Beleavski, Alexandru Beleavski, corespondent în România Actualități la Moscova, mi-a dat mie un interviu și spunea că acolo există Partidul Carantinei, condus de primarul Moscovei, mă rog, Putin care stă și nu intervine decât când trebuie și Partidul Relansării. Eu cred că în cazul de față putem vorbi la nivelul cotățenilor de un partid al carantinei. Oameni, mă rog, îmi spun așa off the record că și când s-au dat acele ordonanțe militare, venea Klaus Iohannis cu niște hârtii, nu știu cine le scria, și spunea asta se poate, asta nu se poate. Da. Deci ceva, cred că eu de data aceasta știți că nu sunt un admirator al lui Ludovic Orban, dar eu îl simt, pornește dumneavoastră, că el ar vrea să dea drum. Dar aia, cred că frâna e la cotroce. Nu. Cred că altfel nu poți să vise. Știți că mi-a mai spus cineva, un prieten de-al nostru, îl cheamă Valentin Stan, care crede exact același lucru. Starea asta de carantină permanentă, de stare de urgență, vine de acolo. Și deschiderea teraselor, care a devenit subiect de dezbatere națională. Că spuneam că cred că aveți dreptate. Domnul Cristoiu, dar totuși, repet, și e un lucru foarte important, pentru că sunt importante argumentele. Italia, care a trecut prin infern, da? Sute de mii de infectați, zeci de mii de morți, deschide terasele. Iar noi, care am avut 15.000 sau avem 15.000 de cazuri, dintre care 5.000 la Suceava, iar din celelalte 10.000 vindecate, adică avem 5.000 de cazuri active, nu facem asta. Credeți-mă, adică de oriunde ar veni, nu are nicio logică. Grecii au deschis plajele. Bulgarii deschid litoralul. La noi se întâmplă totul după 1 iunie, de parcă aici a fost epicentrul COVID-ului. Credeți-mă că am obosit și nu am niciun răspuns la întrebarea asta, altul decât cel pe care îl... Problema deschiderii terasului, eu nu să știți bine că... Așa, da. Mare amator de ieșit. Eu stau în casă. Da. Dacă din nou, da, bagă ăștia stare de urgență, nu se schimbă nimic în viața mea. Poate că nu mai pot să mai merg cu mașina. Dintr-o localitate într-alta. Dar vedeți, dumneavoastră, la ora actuală, și eu spun, au spus-o unii lideri politici, mi-au spus și mie în interviu, domnul Marisucă, Marea România poate să profite în această perioadă de turismul intern. Încă spun. De ce? Foarte multe contracte pe care le-au avut unii în echipul ăsta, sau foarte mulți români care petreceau concediu în străinătate, au renunțat și ar vrea să rămână în România. E mai puțin complicat, nu te mai urci în avion. Bun. Atenție! În toate țările din jur, față de acești români, alții, începe să se facă cu ochiul. Deci faptul că i-au deschis mai repede plajele sunt să ne ia oameni, nu numai nu, ați înțeles? Adică ei nu au deschis grecii că-s băi simpatici, ci au deschis, sau italieni, știți că n-au deschis numai că au deschis terasa care le place lor. Da. Dar terasa face parte din consumul turistic. Stați să ne lămurim. De fiecare dată când am fost la Roma, am rămas uluit că erau cost la anumite restaurante, deci la ora actuală, la ora actuală pe planetă există un turism în mare parte de dragul mâncărurilor. Nu știu, nu le am, dar... E adevărat. Vă garantez eu. E turism culinar, vă garantez eu, de câte ori n-am fost la Roma în turism gastronomic.
Da. Bun, în aceste condiții, și au și dat drumul și la muzee, în aceste condiții, cu cât deschidem mai târziu turismul la noi, cu atâta românii vor fi tentați să meargă în sănătate. Vor fi făcute discounturi uluitoare. Se pregătesc deja, am văzut și la Sicilia, în Sicilia, dar și în Italia va fi, să plătească hotelurile avionul. Deci, pentru că, ei, în aceste condiții, cum să vină mie premierul să-mi spună că s-ar putea la 1 iunie? Păi gata, pierdem bătălia. Și anul acesta ar trebui investit, dat drumul cât mai repede, la consum, terase, restaurante, plaje. După asta trebuie o investiție masivă în turism, în sensul vouchere ca românii să se ducă în România și, mult mai important, domnul Marisu, că trebuie, în sfârșit, avem posibilitatea, adică banii pe care statul poate să-i cheltuiască acum, poate să-i pune în ce numesc eu circuite plătite integral de stat în România. Marea problemă a României, eu am fost în Moldova de Nord, a românilor, faptul că ei nu știu ca o țară. Vă spun, vă garantez. E adevărat. Adică, da, dar în același timp nici mașinăria turistică nu este, pentru că, de exemplu, la mănăstiri este circuit turistic religios, nu circuit turistic cultural, adică care presupune. Deci s-ar putea investi și atunci românii anul acesta, pentru prima dată, ar dobândi gustul de România. Asta este cea mai... Nu înțeleg, de momentul în care tu spui, în momentul în care grecii dau drumul la turci, dau drumul la plajă, e clar că dau drumul ca să atragă turistul. Nu, stați puțin, și... domnul Cristoi, unde se mergea? În Grecia, în Bulgaria, în Turcia, da? Că în Italia e mai problematic un pic, cu toate că sunt convins că și acolo, după ce se... Poate drumul, n-are cum, domnule. Exact. După... Extraordinare, sunt... Exact. După ce se deschide, păi nu, terasele s-au deschis de acum, restaurantele le se vor deschide și plajele. Deci e clar că atunci ceea ce spuneați mai devreme e foarte, cu foarte multe argumente. Sunt localități, Parisul, Roma, știți foarte bine, care trăiesc prin imaginea teraselor. Terasele nu e o chestiune de câte bei să te îmbeți, face parte din consumul turistic. De aia am spus că Sinaia era sinistră. Dar spuneți-mi și mie, chestia asta în continuare, nu avem voie pe perioada stării de alertă să ieșim din localitate, cum e? Se mi se pare o prostie fără margini. Domnul Marestru, că eu cred totuși că lor, ei de la putere au căpătat gustul hârtiilor, aprobărilor, dacă ați observat. Mm-hmm. Adică, pentru că, repet, sunt așa de multe opțiuni acolo, da? Da. Să ieși încât nu se pune nicio problemă, dar eu pun o problemă fundamentală. Vreți să vă pune, eu mâine mă întorc, da? Da. Ce scriu pe declarația pe propria răspundere? Corect. Că nu este trecut întoarcerea acasă, știți că este? Nu e. Nu. A, păi rămâneți la Sinaia, îmi pare rău, sincer. Nu ați înțeles, deci când am venit, am trecut, mă duc la proprietate să-mi o administrez. Acum da. Ce fac? Mă duc la București, tot la proprietate sau acasă? Deci rămâneți acolo, practic. Nu aveți voie să vă întoarceți. Nu, vreau să vă spun că le-a scăpat lor când mă întorc. Da. Eu trebuie să fac o nouă declarație. Prima întrebare. Uite, pun o chestie. Sunați-mi noastră că îl știți pe Vela. Prima întrebare. Eu nu știu pe Vela, n-am vorbit în viața mea cu el. Domnul Tucă, trebuie să fac o altă declarație? Da, trebuie. Eu am un care spune că vin la Sinaia, da? Aha. Când mă întorc acum trebuie să am o declarație alta că mă duc la București și nu. Ce trec acolo? De ce la București? Asta... Merg acasă. Asta sunt întrebări la Ion Cristoiu, adică sunt întrebări. Sunt întrebări că mă poate opri un din ăla de poliție ce și să vă, și ce să vă facă domnul Cristoiu? Ce da, să amendă. Amendă. Lasă, nu-i nimic, plătim noi aici. Am glumit. Nu, dar m-am dat un exemplu, că stați un pic, că sunt sute de mii de oameni în stație. E adevărat, e important. Dar ce mi s-a părut tare, pentru că eu... care sunt fanul dumneavoastră, mi s-a părut extraordinar că v-a oprit poliția și nu v-a întrebat de declarație, nu știu ce, ceea ce arată foarte clar că poți să pleci din localitate, ci a descoperit și a descoperit că vă expirase permisul de conducere din 2019. Asta mi se pare tare. 2018, nu 18. 2018. Potrivit permisul, trebuia să fie un pușcat, adică eu mergeam ilegal de vreo 3 ani, vă imaginați. Dar nu v-a mai oprit poliția în acești 2 ani? Da, nu știu, eu am încercat, mă rog,
polițistul mă știa, de la televizor, da. Da. Mă rog, o corect, că m-a amendat. Dar și mi-a dat o hârtiuță în locul permisului ăla. Să zic că și ăla e complicat să-l schimb. Dar i-am spus, dom'le, m-am oprit, chiar m-au amendat pentru depășire de viteză, nu prea mare. Dar din punctul acesta de vedere, ei n-au observat. Nu știu, nu dau seama, dar era scris acolo 2018. Nici mie nu venea să cred. Da, mi se pare incredibil. Astea sunt poveștile geniale ale lui Ion Cristoiu. Asta să te duci să, n-ai să nu te întrebe de declarația aia pe propria răspundere. Nu, stați un pic. De la București mi-am făcut declarația, am luat contractul. Eu am și pe am reședință. Ați fost pregătit, știu, ați luat toate actele. Da, aveam pe bord. Și când m-a tras ăla pe teatru, zic, gata, aia este, că acum e radio adeverință. Da, i-arătați contractul de la casă, nu, adeverință. Nu, când se întind mâna să iau adeverință, a zis, nu ne interesează. Ce ne interesează, că ați depășit viteza, că de acolo porni. Haideți că deja a trecut, cum ar veni, jumătate din emisiune. Domnul Cristoiu, vorbim un pic și de presa miluită. E un titlu foarte bun pe care l-ați dat. Nu mituită, miluită. Miluită. Știu că sunteți foarte bun la titluri. Dom'le, s-au strâns aia în parc la Herăstrău, acolo, și a fost o revărsare de procurori ai neamului care i-au înfierat cum au putut ei mai bine faptul că, vezi, doamne, tineria stăteau acolo și ascultau muzică. Și lucrurile astea, trebuie să recunoaștem, s-a întâmplat de când a început epidemia în România. Cum catalogați? Cum vă explicați? De ce m-a surprins pe mine perioada asta și am spus, este presa părăcioasă, ați observat. Nu numai acuzatoare. Deci până acum, divizia presă, țineți minte, ne obișnuise cu acuzațiile. Da. Pac, ăla e vinovat. Bun, acum s-a ivit pâra. Adică domnul doar și eu, Ludovic Orban, da. Doar și pe la vedeți că ei au petrecut acolo. Oamenii în toată firea, lideri de opinie, scrie, m-am dus la magazin și nu aveau mască, adică denunță. Și eu am fost la un magazin, aici la un magazin și nu mi-a dat aia de temperatură. M-a apuc acum să scurze până afară la magazinul cu tare și nu e de temperatură condamnată. Nu se poate așa ceva de cumpărăm preza la nivel de delațiune. În cazul la Herăstrău, din punctul meu de vedere, ca gazetar, eu scriam o știre, da? Da. Poate e de la amuzantă, că și ăla, aia nu era petrecere. Adică eu făceam o știre pe ideea unde cât de rău a ajuns petrecerile tineretului. Nu e așa? Adică să te duci să stai cu fața restaurantului, că nici măcar... Nu! E nenorocire și apoi au început să vină acuzații, că din cauza asta omoară. Dar în contractul ăla de miluire e clar că intră că nu ai voie să critici, nu, să trebuie să fii instrumentul guvernului de delațiune. Și ce este interesant, Beleanski l-am întrebat cu televiziunile rusești, acolo, și mi-a spus că au fost două etape, atenție, ca la noi. Dar nu ca la noi, ca la noi. Prima etapă era ce nenorocire este cu coronavirus. Ei erau mult mai buni ca ei noștri. Adică transmiteau, zice el, din spital și ieșea medicul ăla, răvășit și spunea, nu mai are plămâni, forfotesc corona aia, COVID. Și ăla rusul zicea, oricum. Mai bea o vodcă și nu ieșea, da, de punctul ăsta de vedere. Și că acum însă s-au schimbat. Acum merg, iată cât de bine merg, cum se vindecă, cum asta. Și l-am întrebat dacă e din propria inițiativă și a râs. Adică, cum adică propria inițiativă la ruși, asta-i bună. Și aici mi s-a părut exagerat, să știți. Adică o campanie dusă de presă, de sperierea oamenilor, dar făcea parte din contract. Domnul Cristoiu, dar știți că de fiecare dată, la exemple de genul ăsta, că era oia, bine, și aia, exagerare, dai drumul la muzică, las oamenii să vină să ia mâncare, dar au făcut-o intențional, vă dați seama. Dar întotdeauna... Da, aia nu era fără aprobarea, fără să știe... Clar. Proprietarul să-și asume și eu am spus că a fost 3 zile, pentru că și povestea asta cu adeverință nu,
e o poveste așa pitorescă a mea, dar spune mult lucru. Deci, ei au dat drumul la 3 zile. Cred că au pus la cale diversiunea terasa. Domnul maestru, că dumneavoastră sunteți, pot să vă denunț, proprietar, da? Da. Sunteți de terase? Da. Nu vă puteți permite că sunteți un serios. Bineînțeles că nu. Bineînțeles că nu, absolut nu. Proprietarul terasei ăla e și el un om serios, deci trebuie un serios și s-a zis să facă. Altfel, care a fost afacerea? Domnul Cristoiu, e și asta e o ipoteză. Dar eu vă spun că autoritățile, de câte ori au venit cu exemple de felul ăsta, viața, realitatea, le-a dat peste bot. Deci vă aduceți aminte, în momentul în care se tot vorbea, nu ieșiți în aglomerări, stați în casă, nu aveți voie, păstrați distanța fizică, s-a întâmplat cu șparanghelul. Adică în timp ce toată lumea stătea în casă cu minte și repetau la nesfârșit asta agresiv, ne-am trezit dintr-o dată, că n-ai voie să ieși după 10 seara. Vă aduceți aminte, toate aia. Da, ne-am trezit dintr-o dată că unii de la Suceava, un județ carantinat, au fost înghemuiți în autobuze, au traversat sute de kilometri noaptea, unde n-avea voie, da, nu i-a oprit nimeni pe aia, s-au înghesuit în aeroporturi, în avioane și așa mai departe. De fiecare dată viața le-a dat câte un dos de palmă peste bot. Acum, în timp ce îi hărțuiau pe, vorba vine, înscris în imagini, vai ce nenorocire au făcut tineria de acolo, da, în timpul ăsta, în vamă la Nădlac, erau mii de oameni care stăteau înghemuiți unul între altul și stăteau acolo 9 ore, 2 ore, 3 ore. Și au stat zi și noapte. Deci vedeți cum primesc de fiecare dată câte o lecție legată de ce vor să ne spună și de fapt ce se întâmplă în alte locuri. Și vă mai dau multe exemple. Domnul Marescu, că putem face da, o istorie. Deci în această perioadă, o parte a românilor a devenit neîncrezători, ceea ce spuneam eu, adică în paranoia da. Medicală, plecând de la câteva fapte. Primul este Sparanghel. Nu, primul da. Este Chițac. În punct de vedere, dacă acest virus era atât de infecțios, că mai înainte l-am avut pe asta de vorbă cu Nicușor Dan, care a fost și el acolo, nu? El n-a dus la bolnavi. Da. Deci, într-o seară, s-a întrunit biroul politic, au desemnat candidații, au fost 90 de inși de la PNL, în frunte cu domnul Ludovic Orban. Domnul Chițac, senator Chițac, era bolnav, mort, copt, știți cum e, bolnav, adică da. nu că era asimptomatic, era strănutat și ăla și avea coronavirus. Cu toate acestea, niciunul nu s-a infectat. Doi, avionul de Suceava, nu de Madrid, de mai țineți minte? Da, sigur că da. Ăla se urcase cu patalamacă, e bolnav, nu s-a îmbolnăvit nimeni. Domnul Mărescu, că ceva e neregulă. A venit Sparanghelul, care a fost o dovadă pentru români, mă, dacă ei au stat înghesuiți. Atâta. Ați auzit mulată din noi care s-au dus venind înapoi bolnavi de coronavirus? Nu am auzit nici. Atunci, pentru români, a venit încă o dată această idee cu care eu subscriu, că la care eu subscriu. Nu e atât de, adică e periculos, dar nu e atât de. Nu e radiație atomică, domnul Marescu, să fii serios. Atât mai mult, aveți perfectă dreptate. Chiar dacă are un grad mai înalt de contagiozitate, sunt exemple care arată că nu e sfârșitul lumii cu acest virus. Nu e atât de. El fusese prezentat încă o dată. Radiația, de aia se numește apocalipsă, cum a fost la Hiroshima, n-ai ce să-i faci. Gata. Adică, dar din coace, am fost mai periculos, dar nu atât de periculos încât să stai în casă. Marele Jack, de acord cu chestia asta și dacă dăm timp înapoi, eu o să fiu de acord că izolarea, la modul la care s-a făcut, prin ordonanțe, prin obligativitate, prin asta, a fost ceva mult exagerat și aș putea pe alocuri chiar absurd. Dar mă întorc la terase, pentru că e... Vă rog. S-ar putea scrie o carte despre cum s-a creat, extraordinar, psihoza. Vă amintiți, știți că acum eu o să... Știți că... S-a dovedit că erau filmele alea primate din China cu aia care mureau pe stradă. Da, da. Nu știu ca așa, domnul Marius, că s-a dovedit. Imagini apocaliptice, corect. După asta mai țineți minte izoleta.
Izoleta făcea parte din, adică, bă, ăla e atât de, nu știu, e atât de infecțios, da. Încât ați văzut... Da, cu un, alt, cu un grad înalt de contagiozitate, adică de transmitere. A făcut parte în ideea de contagiozitate, de rapiditatea cu care se răspundește. Noi nu avem loc să vorbim unul de altul, că dacă nu ne vedem o săptămână, atunci nu știm ce să spunem mai întâi. Am zis și acum. Nu, că era în sensul bun al cuvântului. Mă întorc la subiectul de dezbatere națională, terasele. Adică nu ai voie să deschizi o terasă care este în aer liber, în aer liber, încă o dată, da? Unde poate să stea 20-30 de oameni, hai să zic cel mult 50 de oameni, între care să fie distanța de 1,5 metri la masă, să fie distanța de 2 metri între mese, dar în același timp la IKEA sunt 1000 de oameni înăuntru. Sau, da, sau vă dau alt exemplu, da? Zice, domne, dar știi care e chestia? L-am auzit pe Raed Arafat, prietenul dumneavoastră, zice, da, dar acolo la magazin, în mijloace de transport în comun, unde poți să stai, acolo stai mai puțin, nu stai o oră, o oră jumate ca la restaurant. Ok, la restaurant stai o oră jumate, dar în toate aceste turnuri, în toate aceste clădiri, unde muncesc în acelea spații, închise, atenție, închise, sute, ba chiar mii de oameni, ce se întâmplă? Atenție, care stau 7, 8, 10, 12 ore. Păi diferența între o terasă, unde stau 10, 20, 30 de oameni, da? Într-un spațiu deschis, unde se păstrează distanța și între oameni și între mese, pericolul e foarte redus. În timp ce, spuneam, într-o clădire de birou unde sunt sute de oameni, mii de oameni în altele, oameni care stau 10, 12 ore, dar nu te ascultă nimeni, pentru că e de undeva s-a spus asta. Nu deschideți acolo. Nu, lasă-i. Nu le da drumul. Lasă, ține acolo. La fel și cu hotelurile care ba erau deschise, ba nu erau deschise, dar nu poate să meargă nimeni pentru că n-ai voie să părăsești localitatea. Mi se pare strigător la cer. Domnul Cristoiu, vorbiți-le celor care ne urmăresc, pentru că e caz unic în istoria... Ne-am uitat și la dezbaterile din Parlament. În istoria post-revoluționare să ai și lege, să ai și ordonanță. Da, guvernul a mers până la urmă, a acceptat, funcționează și ordonanța și legea. Acolo unde legea intra în contradicție cu ordonanța, au acceptat varianta legii. Marea problemă care se pune în zilele următoare pentru domnul Ciolacu, care spuneți dumneavoastră, și pentru opoziție, este următoarea. Potrivit legii, hotărârea de guvern de instituire a stării de alertă, împreună cu anexele, trebuie să ajungă în Parlament. Spre deosebire de decretul stării de urgență, Parlamentul, potrivit legii recunoscute de guvern, poate să aducă amendamente. Deci aici va fi o mare problemă, posibilitatea ca o opoziție care e majoritară în frunte cu PSD-ul, anumite măsuri restrictive de acolo să le elimine. După părerea mea, vă dau o veste, adică nu le va elimina, deoarece a fost operație diversiunea... Terasa din Herăstrău. Nu numai asta. Cam în general, românii își fac de cap dacă tot să... Am înțeles, da. Adică, domnule, dacă le dai drumul liber, românii își fac de cap și este foarte important pentru noastră, că sunteți și proprietari, stolul polițienesc se va năpustea asupra firmelor. Deci, amenzile pentru oamenii normal, consumatori, vor fi foarte mici și amenzile pentru firme vor fi foarte mari. Am semnale că azi erau pline magazinele. Dar nici nu v-am mai zis că n-am apucat să vorbim despre asta. În Herăstrău, toate restaurantele, după ce a fost episodul acela, au fost controlate de direcția sanitară. Dacă au aia, dacă n-au de aia, mai mult decât atât, au venit milițienii și au spus, i-au anunțat pe administrator, pe proprietari, vedeți că luni trebuie să semnați o declarație, ceva de genul ăsta, ca un proces verbal, nu deschideți terasele. Adică, cum ar veni la noi milițianul, s-a luat dumneavoastră, și să vă spună, marți când vă întoarceți la Sinaia, vedeți să nu treceți pe roșu, că vă amendez. Deci ceva de genul ăsta.
Nu e vorba numai de încălcarea legii privind terasele. Deci, din semnalele care le am, ei merg prin magazine și dacă într-un magazin dumneavoastră sunteți fără mască sau cu mască coborâtă, îl sancționează pe proprietar, ați înțeles care. Și amendele sunt uriașe. Adică nu vă sancționează pe dumneavoastră, să înțelegi mecheria. Adică nu sancționează pe, pentru că și-au dat seama că cu amenzile la oamenii simpli înseamnă vor nu plătesc. Nu. Și asta va face ca o adevărată hăituire a firmelor, să știți. Nu mai spun, mereu ne-am discutat și aici, tragem încă o dată atenția. Această perioadă în care se mențin amenzile, și cu atât mai mult pentru firme, va fi o perioadă de corupție uriașă, domnule. Pentru că va veni DSP-ul, da? Da, nu-i așa? Corect. Zice, domnule, nu ai linia aia, da? Și îți dă o amendă cu unde dea pe vremuri aia de la incendiu. Da. Domnul Cristo, eu știu că vă plac ideea de mască, vă place foarte tare, mai ales la femei. Și atunci eu am găsit, sunt două variante de măști, unele mai practice, să le spun așa, și o să-i rog pe colegii mei să arate masca de la Ikea. Da. Nu. E greu aici la regia de montaj, că nu, adică trebuie să te concentrezi, nu e cazul. Nu vreau să văd asta. Exact, asta vreau să le văd, măștile la Ikea. Mai arătați o dată măștile la Ikea și după aceea le vedem și pe celelalte mai fancy, mai moderne. Sunteți... Nu. Înțeleg de aici că poți să faci publicitate, poți să iei niște parale. Sunteți da, o să fiu, o să mă umplu de bani. Sunteți... O să scrie, stați, o să scrie pe mască muie PSD, nu-i așa? O să scrie Marius Tucă Show și Marele Jack. Uitați ce frumoasă este asta la Ikea. Da? Practice. În pungile alea la Ikea, le decupezi, le fui frumos. Nu știam că sunt din pungi la Ikea. Păi da, nu vedeți, e modelul de la Ikea. Da, dați mai departe să vadă domnul Cristoiu. Eu vreau să-l și distrez în emisiune, nu să-l, doar să-l supăr. Bine, dați drumul la aia. E foarte greșit că le-ați montat. Sunt două chestii separate, definite. Hai să le dăm drumul să le vadă pe toate. Astea sunt pentru tinerii rezist, tinerii frumoși și liberi. Vedeți? Da. Adică aici, asta ce e cu ea? Că n-am... Bine, haideți să vă arăt și cum e cu slujbele astea care se fac din mașină și după aceea avem și pozele. Uitați-vă cum, ăsta știți ce face, da? Binecuvântează cu apă, dă cu pistolul cu apă. Deci ați mai văzut așa ceva? Deci și cu pistolul de apă, apă sfințită și sfințește acolo tot ce trebuie. Domnul Cristoiu, haideți că am ajuns, dacă nu aveți și dumneavoastră... Exact. La împărtășanie mai durează. Nu, să știți că în disputa asta are dreptate Teodosie. Deci există anumite, să le spune, protocoale ale creștinismului din toate timpuri la care nu poți să renunți. Adică, din punctul acesta de vedere, orice încerca, păi așa dacă e la un moment dat, poți să renunți la Sfânta Împărtășanie. Sunteți de acord? Principiul. Adică, de acord. Toate aceste protocoale fac parte, țin de un conținut, adică nu întâmplător te duci și săluți icoanele. Nu săluți icoanele, că așa putem desfința și icoanele și Biserica Ortodoxă o să se întoarcă, o să fie protestantă. Sau putem renunța la figurația lui Dumnezeu și ne întoarcem la musulmanii, la islamism. Nu, sunt anumite lucruri la care Biserica nu ar trebui să renunțe și mă miră rapiditatea cu care vor renunțe la acestea ca zi stat. Da, nici eu n-am înțeles asta. Apropo de mitingul din piață, din piața Victoriei de aici, cum l-ați comenta în câteva minute? Unul, n-am înțeles, unul. De ce s-au indignat, mă rog, presa miluită că este ilegal? Păi de ce până acum a fost un miting legal până acum? Exact. Da. Doi, mie mi s-a părut slab față de alte țări ale lumii. Mă așteptam să fie mult mai puternic, mult mai figuros. Pentru că chiar oamenii încep să se trezească peste tot în Europa și protestează. Și trei, ce m-a amuzat, dar la un moment dat ar trebui să mă întristeze, este această acuzație cu rușii. Domnule, m-am plictisit de moarte. Domnul Marescu, că cunosc lecția cu imperialismul american, pe de rost. Adică
cum era ceva, scrie ceva, aha, ești instrumentul imperialismului american. Acum suntem instrumentul rușilor. Deci ce treabă, nu văd de ce rușii aveau interes să fac manifestația asta, că iau interesul să n-aibă la ei manifestația. Adică e atât de ieftină chestia asta, e mâna rușilor, pe care știam și de pe vremea lui Ceaușescu că e mâna rușilor, tot așa. Când voia să te pună cu botul pe labe, nu, e mâna rușilor și faci jocul rușilor. Așa și acum. Te văd în așa, poate că unii din ei erau autorii teoriilor conspirații. Eu nu am dramatizat. Și vă spun, a fost o manifestare prea mică în raport cu ce se întâmplă în alte țări, unde sunt demonstrații uriașe, nu neapărat puse la calendar. E adevărat. Dați-mi voie să vă citesc câteva rânduri apropo de ceea ce discutam la începutul emisiunii și cu asta să și încheiem. E un articol care zice așa, Darwin sau Jobs? Darwin, știm cine e Darwin, Jobs, știți cine e Jobs, adică vorba aia. Jobs? Păi toate device-urile, toate astea, ați auzit de Steve Jobs, nu mai e săracul s-a dus, da. Și zice așa, pandemia arbitrează un duel între aceste două mari figuri ale modernității noastre. Masacrul prin selecție naturală sau inventivitatea, ce alegere avem? Și zice așa, dilema universală, mâncare sau supraviețuire? Pentru a traduce într-o formă mai tehnică, salvarea vieților sau economie? Pentru că s-a discutat în toată această perioadă despre ceea ce spun eu acum. Și cum găsește echilibrul dintre cei două, între vânători și culegători? Fiecare națiune o dezbate în felul său în aceste zile. Ieșirea din izolare este o problemă de viață și multe morți, o problemă de ideologie. Aproape că ia aceeași amploare ca o dezbatere despre înviere în Evul Mediu. Deci, în permanență, noi am fost de la bun început, domne, pentru mai multă libertate. Nu mai vorbesc de faptul că nu trebuie să ne îngrădească drepturile și libertățile cele mai importante. Că oamenii trebuie să meargă la muncă. Și am făcut asta, ca de fiecare dată, împotriva curentului general. Toate sondajele arată și astăzi că lumea e ok ca să-i fie luate aceste drepturi, ca să fie siguri, să stea pe cuptor, să nu meargă la muncă. Stranie perioadă redusă la cea mai preistorică întrebare, cea mai veche formă de frică. Miliarde de ființe care ezită în pragul peșterii ancestrale să se avendureze, să mănânce sau să rămână acasă pentru a nu fi mâncate de virus. Sub forma unor icoane moderne, putem spune că este un duel format din două mari figuri ale modernității noastre, Charles Darwin și Steve Jobs. Masacrul prin selecție naturală sau reinventarea vieții prin geniu. Soarta sau ingeniozitatea, natura sau omul. Dumneavoastră, spre ce pledați? Pentru ce pledați, domnule Cristoiu? Ar fi o întrebare retorică dacă n-aș ști. Că... Eu pledez pentru, fiind vorba de un război, coronavirusul război, cred că omenirea a pierdut războiul cu coronavirus și e ca și cum închisul în case, e ca și cum la Londra, când începuseră bombardamentele nemțești, să fi venit Churchill, să fi spus, intrați toți în subsoluri și stăm liniștiți. Dar nu mai spun încă un lucru. Deci, în timpul celui de-al doilea război mondial, americanii au ieșit din teritoriul național, hai să ne spunem pe ruși, că au venit pe teritoriul, da, și s-au dus să bată în Pacific. Ați auzit vreo unul zicând, nu mă duc, că mi-e teamă că mor? Se pare... Dar, repet, noi de la început am spus, trebuie să reamintim, facem o emisiune de reamintire, acest lucru. Nici acum, și iată, ce spuneam noi la începutul acestor emisiuni? Nu, eu vreau să știu, virusul ăsta, e un virus, da? Da. Există în lume, cum am zis eu, cel puțin 10.000 de doctori docenți în virus, da? Da. Și puneți că vreo 5.000 în coronavirus, că nu e unul nou. Noi nu puteau să stabilească câteva reguli. Adică se ia prin cântat. Nu știu, se ia prin scuipat. Mai țineți minte? Da. Nici acum, domnul Marzu, nici acum noi nu știm cum se ia virusul. Mai țineți minte nebunia cu bancnotele? Da.
A, nu. Știm că se ia prin salivă, dar nu știm multe alte lucruri dacă se transmite sau nu, că se tot întorc. La început se lua prin bani, prin banknotă. Nu, după... era prin bani și a fost o problemă dacă se lua prin bani. Da, e adevărat. După asta a venit pe ideea că se ia prin colete. După asta a venit pe ideea că se ia prin haine. După prin... asta a venit că... Prin mâncare, prin pachete, nu vă aduceți aminte că trebuiau dezinfectate și așa deci, mai departe. Până la urmă, cum se ia? Vă spun la emisiunea următoare, domnul Cristoiu, nu pot să vă dau toate lucrurile astăzi. Haideți să vă mai citesc aici, pentru că articolul e foarte, foarte interesant. Nu am timp să-l citesc pe tot, dar e foarte interesant. Deci ce să facem? Să căutăm, să încercăm, o lume moare, o alta se apropie și între cele două apar ființe mascate, cu mâini indecise și salivă mortală. Ei sunt poporul universal al deposedaților. Deceniul va fi cu siguranță cel al profeților și cel al colapsologilor. Le-a spune eu mai degrabă cei care anunță colapsul, sfârșitul lumii și așa mai departe. Meseria lor suferise în ultimele secole de concurența confortului, certitudinilor și a pozitivismului vechi, care vindicau contrariul apocalipsei. Astăzi, odată cu întoarcerea fără precedent a sfârșitului lumii, profeția va deveni cu siguranță și profesia sau profeția? Cred că profesia lor, a celor care anunță sfârșitul lumii, va reveni cu siguranță și mai puternică. Va fi mai ușor să fii profet sau să găsești unul decât să împarți o bancă publică cu o persoană anonimă. Meseria asta are nevoie de atât de puțin timp, doar de impasul și de fricile noastre. Deci se întorc iarăși pe cai mari cei care anunță sfârșitul lumii, cei care anunță apocalipsa. Bineînțeles că nu, dar eu am o carte care se cheamă Să te iubesc până la sfârșitul lumii și vreau să profit, vreau să vând mai mult acum. Am înțeles. Deci sunteți pentru... Nu sunteți de acord că vine sfârșitul lumii și că de fapt lumea nu se va schimba aproape deloc. Sunt pentru abordare bărbătească a lumii până la urmă. Nu sunt pe ideea inconștiență. Recomand încă o dată că între pericolul real și pericolul prezentat este o prăpastie și că am avut de-a face și cu o psihoză a coronavirus. Atâta pom, și se păzice, trece, se adevărește. Domnul Marisucă, ce s-a schimbat în România, în Italia, de dau drumul? A dispărut coronavirus, că toată lumea ne așteptam să vină. Deci nu a venit nici, nu a fugit. Să spui, domnule, coronavirus a plecat. Exact. Deci rămâne rămas. Da, nu, deci, nu erau niște teroriști, nu erau niște teroriști care au eliberat ostaticii și au fugit sau au fost anihilați. Da, n-a dispărut. De ce dai drumul acum? Adică nu se poate infecta la fel. Domne, știți că asta e cea mai bună întrebare pe care am auzit-o? De ce dai drumul acum, da? Dacă că tot e, că n-a dispărut. Pentru că virusul a rămas în continuare, de ce dai drumul acum? Deci noi nu avem nicio probă că... Nu, stați un pic. Virusul nu a venit într-un număr de 1 milion, sunteți de acord? Da. Nici... Și noi ne-am bătut cu el și a mai rămas unul. Nu, e tot 1 milion. Bă, din punctul ăsta de vedere, de ce mai degrabă nu ne lăsăm o viață normală? Eu pe asta am mers. Păstrând anumite măsuri, introducând, dar având o viață minim normală. Cum? Adică n-aveam voie, mai țineți minte să ieși după ora 22. Aberații. Bătrâni. Aia peste 65 de ani, unii dintre, uitați-vă la mine, nu? Da. Poate că nu sunt așa de speros. Nu, n-aveai voie să zice că până la 11. O tâmpenie, fără margine. De la 11 la 1 parcă era la un moment dat, nu? Sau nu era de la 11? L-au schimbat. După asta, de la 11 la 1. După asta, altă aberație. În timpul stării de urgență nu trebuia să purtăm mască în magazin, mai țineți minte? Da. Și acum, când teoretic virusul a dispărut, pune mască, este o prostie. Păi nu teoretic, n-a dispărut. E tot aici, asta e ideea. De-aia e bună, de-aia este bună întrebarea dumneavoastră. Dom'le, de ce se deschide, redeschide Italia dacă virusul n-a dispărut? Adică virusul e tot acolo. Care e explicația, da? E exact așa, din punctul ăsta de vedere. Dar mai am aici un subiect, dar îl discutăm data viitoare pentru că deja a trecut o oră de emisie.
Și anume că deja sunt mulți care s-au chipat, știți că vorbiți de 5G, ăștia că le face, le bagă chipul în cap și am aici un material absolut extraordinar. Și e vorba tot de suedezi, săracii că ei sunt ăștia care și e un material, dar uite, o să vi-l trimit și o să-l discutăm data viitoare, că sunt de acord să fie cipați. Hai că-l găsesc acum să vă citesc măcar titlul, că e greu cu... E greu cu asta. Nu-l mai găsesc. Microchipul implantat sub piele folosit deja de mii de suedezi. Și ei sunt de acord ca să le bage chipul. Vă dați seama ce se întâmplă în România? Că e nebunia asta, că, doamne, în momentul în care te scanează e ceva... stați să vă arăt o chestie incredibilă. Acum vă arăt. Alina, știi ce te rog să... Dialogul acela pe Instagram era, apropo de chip și de nu știu ce. Îl știi? Da, dă-l și să citesc domnului Cristoiu să terminăm pe tonul ăsta. Haideți să vă citesc, o să fie și pe ecran. Ce spune pe Instagram sau pe Facebook cineva? Ce nu vă dați acceptul pentru termoscanare. Nu sunt termometre obișnuite. Se face marcare izotopică pe frunte pentru pecetluire. Să fie sau nu adevărat, pe riscul dumneavoastră. Deci, domnul Cristoiu, vă repet încă o dată. Nu vă dați acceptul pentru termoscanare. Nu sunt termometre obișnuite. Se face marcare izotopică pe frunte, pentru pecetluire. Adică, n-am înțeles-o cu pecetluire. Dacă vreți să glumesc, n-aș fi de acord cu termoscanarea, deoarece toți cei care au făcut-o până acum au avut la intrarea magazine 3SV+3. Exact. Deci, adică, care e un semn de boală, cred că, până la urmă, cred că ai o falsificat termoscanner, n-ați înțeles. E adevărat. Și cineva întreabă, o domnișoară întreabă, și cum putem evita atunci când avem nevoie să ieșim în oraș, asta cu termoscanarea și cu marcarea izotopică pe frunte. Și asta care a făcut postarea zice, pune pălărie sau batic, etc. și rumeguș de cedru. Da, de ce? Se va renunța, domnul Marius. Rumeguș de cedru, da? Ați înțeles? Deci vreau să vă spun într-un ton optimism, în spiritul nostru românesc, până la sfârșitul iunie nu va mai fi nicio restricție, în sensul că nimeni nu va mai ține cont. Pentru că dacă nu vor veni iar ciocle apocalipse și nu va veni valul 2, eu am văzut deja. Oamenii poartă mască superbie, când intră undeva o pun, dar la un moment dat vor spune de unde acolo de mască. Nu, dar ceea ce spuneți dumneavoastră e mult mai important, domnul Cristoiu, și anume că mental oamenii au trecut de zodia coronavirusului. Trebuie inventat un alt virus. Deocamdată, din punctul ăsta de vedere, nu mai merge. Nu cred, indiferent ce vor face, poate să vină televiziunile miluite să spună că sunt mii de morți, nu mai. Mai gata. Dar vă rog, continuați-vă ideea. A ieșit această panică și va fi o discrepanță între măsurile. Mă rog, la dumneavoastră terasele nu o să le puteți deschide, da? Nimeni nu va mai putea. Eu am fost în Sinaia, dacă am văzut, sigur că pe stradă nu trebuie să poarți. Dar marea majoritate nu poartă. Nici pe stradă. Dar cei mai mulți e moda asta, că o ții sub bărbie. Domnul Cristoiu, știți de ce mi-e teamă? Așa cum îi cunosc pe principalii actori politici, mi-e teamă că după un weekend cu zile de vară frumos, unde lumea, bineînțeles, în mod inevitabil, se va mai înghesui pe aici, pe acolo, sau mai târziu că se deschid terasele și vor fi pline, normal, că lumea abia așteaptă să iasă pe terasă la bere, că s-a săturat toate luni, băieții noștri sunt în stare să reintroducă restricții, ba chiar eu cred că vor veni să din nou să instaureze starea de urgență. Eu asta trebuie cred. Ceva morți, domnul, că nu da. Va fi așa. N-ai cum, adică... Păi și care e chestia? Strâng moții pe 5 zile și le îi dau într-o zi. Da, bine, așa, la noi e așa de ușor. Haideți, domne, ce naibii, păi da, vorba aia, ne cunoaștem de atâta timp. Vedea, vine grupul și spune că s-au infectat un milion. Dați pe ecran să citească și publicul larg acest dialog absolut excepțional, care mi se pare... Deci termoscanarea este aia cu izotop, ceva... Uite, chiar o să chemăm un profesionist să vorbească despre asta. Și... Domnul Cristoiu, vă pun o ultimă întrebare în această seară. Spuneți-mi, dumneavoastră sunteți de acord cu vaccinarea?
Să știți că m-a preocupat tema vaccinării. Să știți că m-am interesat. La noi în România nu a avut loc o dezbatere serioasă. Adică ăia care sunt împotriva vaccinării sunt militanți, ăia care sunt pentru vaccinare sunt militanți. Da. Adică, din câte am înțeles eu, cum am interesat, am întrebat pe fiecare interlocutor, e o discuție în legătură cu acest multivaccin, nu știu, de 6 vaccine la un loc, da? Există și puncte de vedere care trebuie luate în seamă ale celor împotriva vaccinării, care nu sunt toți imbecili. Sunt niște puncte de vedere, e ca la... cărora li se răspunde cu dispreț. De aici vine, nu dacă ați înțeles. Adică, avem de-a face cei din care sunt împotriva vaccinării, sunt un fel de ilegaliști. Deci nimeni nu discută calm tema, dacă ați observat. De câte ori am avut și eu aceste, și am avut și posibilitatea ca telespectatorii la transmisiile mele să spună pe ecran, trei sfârșit erau cu vaccinarea, mă sătulase și eu. Adică înseamnă că ei sunt înțeles, ei sunt înverșinați, iar cei care îi critică sunt disprețuitori. Nimeni n-a încercat să zică, bă, stai puțin, că aveți și voi un pic dreptate. Da. Dar știți că în Parlament s-a votat vaccinarea obligatorie. Cu asta sunteți de acord? Scuze. Nu mă pronunț aici. Nu cred că trebuie să fie obligatorie. Pentru că nu... Ultima întrebare. Sunteți de acord dacă se va face un vaccin împotriva coronavirusului să vă vaccinați? Da, și care ar fi o afacere? Nu e nicio afacere. Și eu a spune da. Aici răspund și eu la întrebare. A, da, sunt de acord. Nu, n-am. Pentru e că... o temă care nu mă preocupă. Deci nu sunt nici pro, nici contra vaccinării. Eu am sesizat această înverșunare în dezbatere. Adică în loc să discutăm în mod normal, ăia... E o isterie, da. Nu sunt isterici. Ireconciliabilă discuția. Și ultima întrebare. Sunteți de acord să se predea lecții despre sex în școli? Nu cred că e nevoie că se uite pe calculator. Bine, domnul Cristoiu. Mare Legeac, mulțumesc mult pentru participare. Îl găsiți pe mediafax.ro, acolo unde găsiți gândurile lui Cristoiu, dar și editoriale. Și de asemenea îl găsiți pe Cristoiu TV, unde Ion Cristoiu face interviuri cu... Da, mâine seara cu Daniel Tomozei, ăla din China. Daniel Tomozei din China, ați avut un interviu pe care l-am citit integral, foarte interesant, cu Kelemen Hunor și spuneați acolo... că era mai bine ca Kelemen Hunor... Ca ungurul Kelemen Hunor. Ungurul să fie, decât neamțul Klaus Werner Iohannis, să fie președinte României. Mulțumesc mult, numai bine, să ne vedem cu bine. Noi ne vedem din nou mâine la orele 18 și 19, aici la Alev News, Smart TV, Mediafax.ro. Țineți aproape.